Hei, bună dimineața! Hai, mâncare de aia bună! Hai, încă-te! În curând nu o să mai mâncați nimic, vreo 2-3 luni. Da, altă dimineață superbă. La stare vremii arăta înnorat toată ziua, eu văd că ai și soarele. Foarte plăcut afară. Diferența dintre noapte și zi în zona noastră este foarte mică. Noaptea 17 grade, ziua 21-22. La Brașov ziua, noaptea sunt 5 și ziua 25. Diferență de 20 de grade. Da. Am văzut că multă lume a scris referitor la ce s-a întâmplat în Catania. Mulți au zis, domnule, o să te vezi în aeroport. Parțial corect. La check-in ei și-au luat biletele în fața avionului. Al meu a fost pe ultimul rând din avion. În aeroport, eu am stat, era la poarta 15, eu am stat undeva pe acolo, am venit cu vreo 3 ore înainte, nu aveam ce face, m-am tot uitat de băieți, nu i-am văzut. În ultimul moment, după când m-am pus la coadă, i-au stat ascunși. Au venit și ei când eu eram deja în față, i-am văzut cu coada ochiului. Cumva, știți că treceți printre serpentinele alea până să te îmbarci. La un moment dat, eram unii lângă alții. M-am uitat la ei, relaxat. Amândoi se uitau unul la alții sau în telefon. Zici că le trăia telefonul în momentul ăla. Erau pe navigație și se rătăceau. N-au vrut să dea ochii cu mine. V-am zis la fel și în avion, ei au avut și au luat locurile din față, au plătit un pariu ca să stea departe de mine. Eu am stat chiar pe ultimul loc din spate, de fapt stăteam pe antepenultimul, dar era o fată cu probleme și a vrut să stea cu părinții, nu putea să vorbească, avea ceva probleme și m-am mutat eu. Da, deci m-au văzut, i-am văzut și cam atât. Eu încă aștept un semn de la Răzvan, că Răzvan e băiat bun. Da, astăzi o să gătim afară, o să fac o rețetă foarte, foarte sănătoasă. Multă lume nici n-a auzit, multă lume nu o gătește. O să vă povestesc despre această rețetă, o să fac hrișcă cu carne de găină. O să vă povestesc despre hrișcă, dar până să fac hrișca, o să fac un stoc de găină, de pui. Am fost la Lidl, mi-am luat niște spinări, o să vă arăt cum fac. Am nevoie și astăzi și mâine și poi mâine o să am nevoie de acest stoc, așa că nu strică. Hai să începem cu stocul și după aia vorbim și despre hrișcă. Este foarte, foarte sănătoasă, mai ales pentru cei care au diabet. Hai să ne apucăm. Prima dată, cum v-am zis, facem stocul de găină. Cel mai indicat pentru acest stoc sunt spinările. De ce? Au multe oase. Osul fiert bine dă gust. Acolo este gelatină, este gust, este tot ce trebuie. Am și câteva legume. Astea, știți că eu sunt zgârcit, am dat pe ele 5 lei. Erau 8 lei, 40, ceva de genul, prețul normal, dar mai aveau 3 zile până expirau și eu le-am luat cu 5 lei. De ce nu? Trebuie aruncate? Eu zic că nu. Mai ales că facem un stoc. Ce rămâne? O să ronțăi și eu și pisicile, adică după ce le fierb, că o să strecor zeama. Zeama o fac și cu ceva legume. Am aici ceapă, păstârnac, morcov, dafin și e pe aici și ceva usturoi. Este, trebuie să fie, uite-l. Uite-l pe usturoi. Da, hai să facem întâi stocul. Nu durează mult, jumătate de oră, dar te ajută extraordinar la viitoarele rețete. Nu se compară. Faci un pilaf, un orez, orice, cu apă chioară și în comparație cu acest stoc de găină. Hai să le punem la fiert. Spinările, mă scuzați. S-a întâmplat ceva, dar nu e prea interesant. Mă gândeam la completa ceva, da. Am probleme cu foișorul. S-a stricat puțin acoperișul. În fine, eu le-am spălat bine, le-am ținut în apă rece să iasă sângele. Le punem la fiert, multă apă. Băgăm și o ceapă, băgăm și un morcov, păstârnac, usturoi,
și dafin. Puneți ce legume aveți. Țelină, rădăcină de pătrunjel, pătrunjel întreg. Puneți ce vă place. Eu nu am nici țelină, nici rădăcină de pătrunjel, așa că o să pun doar asta. O să iasă bună și așa. Ceva mai târziu, după ce spumez, pentru că o să iasă multă spumă, o să pun și puțină sare. După ce începe să fiarbă, în jumătate de oră asta e gata. Hai, 45 de minute. Cel mai bun condiment este timpul. Vă arăt acum și ce am pregătit pentru hrișcă. De fapt, hrișcă. Asta este foarte ieftin, o găsiți și la Lidl. Nu fac reclamă, dar e magazinul cel mai apropiat de mine. Am aici, dacă ați văzut ieri că am făcut o ciorbă de asta faină, am aici pieptul de pui gras, mare, și o pulpă. Mai mult decât suficient. Cred că sunt 750 de grame de carne aici, de pui, de găină, de casă. Legume, am ardecapia. Ăsta stă așa la congelat. Este perfect. L-am luat cu 6 lei din târg. Acum are alt preț. Am rădăcină pastrnac, morcov, ceapă și ardei iute. Haideți să vă spun câte ceva și despre hrișcă. Eu am citit, că nu sunt doctor, nu sunt nutriționist, ca să știu, dar vă spun. Așa. Este un aliment delicios, sănătos, pentru că asigură un aport excelent de antioxidanți și nutrienți esențiali care determină o funcționare optimă a organismului. Hrișca reprezintă o soluție proteică excelentă persoanelor vegetariene, precum și pacienților diagnosticați cu boala celaică. Reprezintă o opțiune alimentară pentru boala celaică, cum am zis. Seamănă și nu prea seamănă cu grâul. Este mai degrabă o sămânță, pe lângă faptul că nu are gluten. Deci, țineți minte, nu are gluten. Hrișca conține mult mai multe fibre, vitamine și minerale decât produsele din orez, care sunt adesea folosite în rețetele fără gluten. Asigură o digestie mai bună. Fibrele permit mișcări intestinale regulate și reduc potențialul de a experimenta simptome precum constipația. O dietă bogată în fibre vă va proteja cu siguranță în sănătatea digestivă. Gestionează zahărul din sânge. Acest aliment este bogat în substanțe nutritive, cum ar fi proteine, fibre și flavonoide. Se pare că acești nutrienți din hrișcă au ajutat persoanele cu diabet tip 2 să gestioneze această afecțiune prin îmbunătățirea rezistenței la insulină. Previne bolile cardiovasculare. Persoanele care consumă în mod regulat produsele din hrișcă au niveluri mai scăzute de colesterol, trigliceride și glucoză din sânge. Ajutând la gestionarea acestor factori de risc, o dietă bogată în hrișcă ajută la reducerea șanselor de a dezvolta boli cardiovasculare. Da. Acum, ca și utilizare, se găsește sub formă de boabe sau semințe. Mie îmi par mai mult la semințe. Se poate face făină. Este important să știi că boabele inițial au o nuanță crudă de verde în comparație cu boabele coapte. Astea sunt coapte. Na, ce să mai zic? Vă mai zic că în armata Republicii Moldova, rușii, ucrainenii, deci în armată, nu există prânz, masă fără hrișcă. Este foarte sănătoasă. Faci mușchi de la hrișcă și după ce o să mănânc, o să vă arăt și mușchi. Glumesc. Dar, fără glumă, am un prieten din Republica Moldova, a făcut armata pe la ruși, pe undeva, pe la forțe speciale, ceva de genul. Na. E băiat bun. Locuiește lângă mine. Băiat foarte bun. Prietenul meu. Mi-a zis că nu exista prânz fără hrișcă în armata rusă. În armată. Deci, știe ceva. E mult mai sănătos și mai gustos decât orezul. Încercați. Hai că am vorbit cam mult, să ne apucăm și de rețete. Eu am tăiat pulpa în două. Am pulpa superioară, pulpa inferioară. Iar la pieptul de pui l-am dezosat în mare și îl pun și pe ăsta aici. Ăsta o să fie primul care îl mănânc. Uite. Uite așa. Mamă, ce să iasă aici. Ce stoc de găină. Uh-huh.
aștept să dea în clocot, spumez și ne vedem când este gata. O să pun sare după ce spumez. Ați înțeles ideea. Ori ce aș face, grădinița doarme tot aici la ușă. Așa că le-am pus o saltea de asta. A fost puțin umed aseară, au murdărit-o, dar eu tot timpul le spăl. Vă arăt, am 8 pernuțe pe care le înlocuiesc. 4 sunt curate, 4 la spălat. Uite, uite grădinița. Băi negrilă, băi, băi negrilă, băi. Lasă mușcata, lasă mușcata. Uite, toți sunt acolo. Cred că lipsește aspirina. Să vedeți cum dorm unul în altul, să se încălzească. Da, aspirina e la toaletă. Ăștia au niște burți, pocnesc. Uite, pocnesc ăștia mici. Zi salut! Eu am lăsat mai bine de o oră să iasă zeama gustoasă. Acum, o să strecor tot, spinările, în mare parte o să le mănânc eu, restul merg la pisicuțe, dar zeama este ce trebuie, stocul. Imediat ne apucăm și de rețeta principală. Continuăm rețeta, tigaie, puțin ulei. Aici pulpa am tăiat-o în două, iar pieptul l-am dezosat și l-am tăiat cu burețe, fără piele. La pulpe am lăsat pielea. Aștept puțin să încingă uleiul. Am mai încet. Asta e găină de casă, dar e tânără. Am gătit ieri cu ea și acerb foarte repede. De aia nu mai cerb. O rămâne fain. Carnea s-a rumenit. Uite ce bine arată. O scot acum. În același ulei pun păstârnac, morcov, ceapă și ardei tapia. Iată așa mai mari. Uleiul ăsta acum are un gust senzațional. Prima dată neapărat să prăjiți puiul sau carnea. Așa. La un foc temperat. Pun și ceva sare acum. Nu multă, pentru că stocul are deja sare. Degresăm tigaia. Ah, ce gustos aibă! Călim legumele. Acum punem și vedeta, crișca. Opa! Nu trebuie foarte mult, că se umflă. Din 500 de grame am pus 250. Să vedeți cât de mult o fiază. Tragem puțin și frișca. E exact ca la un orez. Ca la un pilaf. Cred că frișca se face mai repede. Așa, o călim puțin. Mai las un minut. Acum. Puneți ceva condimente, eu o să pun chimion,
dumneavoastră puneți ce vă place. Da. Pentru mine, chimionul e extraordinar. Dacă ați mâncat vreodată mâncare turcească, arăbească, libaneză, sigur vă place chimionul. Vai cum miroase. Deci chimionul chimen, diferite. Oh. Băia dulce. Bun. Cum? Boia nu trebuie arsă și nici chimionul. Punem stocul de găină care l-am făcut mai devreme. Asta ne ajută foarte, foarte, foarte mult. Așa. Cred că este suficient. Sigur este suficient. Carnea. Ziua asta la carne. Aia nu se aruncă niciodată. Un ardei iute aici. Cine nu vrea? Nu pune. Ăsta e destul de iute, să știți. Pentru mine este perfect. O să dea un gust la toată hrișca asta senzațional. Și acum o să dau focul mai mic. Și pe punga de hrișcă scrie termen de gătire 12 minute. Eu să las la un foc mai mic, cred că 15. Vedeți și noastră, când se umflă, e gata. Uite ce bine arată. Minunăție. Hrișca mea a stat la foc mic, cu capac. Uite cum arată. Uite cum arată. Am oprit focul. Ea încă își mai trage din abur, din umezeală. O să las capacul așa, o las să odihnească 10 minute și după este perfectă de mâncat. Mamă mia! Mă vindecă de toate bolile. O să fac și mușchi. Nu, la modul serios, este o mâncare sănătoasă. Ne vedem peste 10 minute. Hrișca mea este gata. Mamă, ce bine arată. Hai și cum miroase. Rupem de aici niște pătrunjel. Uite așa. Frige. Sper că v-a plăcut rețeta mea. Trebuie neapărat să încercați. Toată lumea a mâncat pilaf, toată lumea a mâncat orez, făcut în toate felurile, de la risotto, ristretto, glumesc cu ristretto, e cineva care le confundă între risotto și ristretto. Să mă credeți că asta este mai gustoasă, mai hrănitoare, mai sănătoasă. Găsiți la orice magazin hrișcă, este la Lidl, este 5 lei, 6 lei o pungă, faci de 2 ori câte 3 feluri de mâncare, deci vine... nu știu, 50 de bani porție. Na, îi dai gust cu o supă, un stoc făcut așa cum am făcut eu, la fel a fost și la 5 lei, n-am mai ajunge pentru 3-4 rețete, cu ceva pui. Na, puneți condimentele care vă plac. Na, vă mulțumesc, vă spun la revedere, poftă bună și uitați, ține legătura. Doamne ajută! La revedere! Abia aștept să mă pun la masă.